Moscova, 10 octombrie 1872 Ania, prietena mea dragă, deși lucrez într-una, corecturile s-au dovedit a fi atât de multe încât nu voi putea să plec de aici miercuri, ci joi. Scriu prezenta la ora 3 noaptea. Mi-e tare somn, am o groază de lucru încât nu pot să mă culc și, în plus, mâine la ora 9 trebuie să mă duc din nou la Veselovski, el e de dimineața până seara la tribunal pentru procesul Meșneacov. Dar mai târziu de joi nu vreau să rămân aici. Mi-e tare urât. Îți scriu deci ca să nu mă aștepți în zadar. Astăzi am luat masa cu Perov. Sărută-i pe copii, te implor, aneci, ca să ai grijă de ei. Te sărut și te îmbrățișez, al tău din cap până în picioare. Fiodor Dostoevski P.S. Ora 11. Azi noapte am avut una din crizele puternice. Mă doare capul, trebuie să lucrez și nu știu ce să fac. La Veselovski nu m-am mai dus. Am dormit. Trebuie să dau fuga acolo după masă, poate el o găsi. Fie acasă la el, fie la tribunal. Naiba să mă ia câtă alergătură, și bătaie de cap datorită lui colea ăsta.